Am fost frustrați, să știți, de victorii și copiii, chiar am făcut o sesizare către antrenorul federal Titi Tudor. Sute de pugiliști din toate colțurile țării s-au adunat la startul Cupei României Juniori, care s-a disputat la Craiova. În ring au urcat și 3 pugiliști de la Clubul Sportiv Târgoviște, care, din păcate, au făcut doar acte de prezență, datorită incorectitudinei arbitrajului, conform antrenorului Gheorghe Stan. Marian Mine a părăsit competiția încă din primul meci la categoria plus 80 de kilograme, după ce a fost învins de Ionuț Buhotici de la CS Sighet. După aceea schemă debutând și Florin Roman, care s-a împiedicat tot din primul meci în fața lui Andrei Ganciu. Această competiție a participat în mine Marian la categoria grea, Roman Florin, Savu Ionuț. Acești sportivi au avut o comportare foarte bună, dar s-au oprit acolo în funcție de adversari care au avut și arbitrii. Arbitrii nu ne-au lăsat să ne facem datoria și să ajungem la performanțele care ne le pusesem în obiectiv. Am avut o discuție foarte intensă cu toate forurile răspunzătoare de acestea și va pune în cât se va lua măsuri și în perspectivă, în competițiile viitoare, vor fi mult mai atenți și mult mai... Pe lista arbitrilor la capitolul favorizați, Gheorghe Stan i-a trecut pe sportivii. Păi echipele organizatorice, Craiova în general, Ploieștiu, să spunem, Dinamo, știți, sunt totdeauna echipele care în general au susținători în spate. Pe de altă parte, maestrul Gheorghe Stan pune eșecul și pe seama condițiilor neadecvate de desfășurare a activității la secția de box. Am plecat acasă știind că puterile și valoarea sportivilor este la un anumit datorită pregătirii necorespunzătoare pe care n-am putut să le oferim acestor sportivi și n-am putut să-i avem în competiție, să facem meciuri de pregătire, pentru că la aceste competiții nu se poate participa doar ducându-te la finala respectivă. Ne participăm și favoriții, campioni antitră, cum e Sofian, cum e Ștefan Gabriel, Panait Iunuț, nu ne așteptam la mari, dar totuși acest sportiv, cum e Marin Minea și cu Roman Florin, chiar ne-au încântat, pentru că au câștigat câte 2 meciuri, un meci. Și deci nu ne-au, chiar aveam perspective să ne ducem chiar la titlu. Marin Minea putea să iasă campion, pentru că cei la sportivi care au ieșit în finală, el îi bătuse la finala de la Cluj.